Sunt cei care salvează vieți omenești sau casele cuprinse de flăcări, sunt cei care trec la propriu prin foc în timpul misiunilor. Da, sunt pompierii, iar astăzi este ziua lor. Azi chide și mașina, să uite cum arată o mașină și în spate. Și... Haideți să vedem mașina specială aceasta. Astăzi se împlinesc 168 de ani de la bătălia din dealul Spirii. Cu ocazia zilei de 13 septembrie, ziua pompierilor din România, pompierii prahoveni organizează o expoziție cu prezentarea autospecialelor și echipamentelor din dotare, precum și exerciții demonstrative. Totodată organizăm un post medical avansat și un punct mobil de informare preventivă. Cei mici au fost extrem de încântați, nu de alta, dar la sala sporturilor din Ploiești, pompierii și-au prezentat echipamentele. Am venit să văd pompierii. Și... ai văzut? Da. Ce fac pompierii? Salvează case și pisici, care sunt în copac. Da? Da. Îi admiri? Da. Pompierii salvează case în flăcări. Este prima oară când îi vezi așa în realitate pe pompieri sau ai mai fost la ei? Nu, e prima dată când îi văd. Și-ți plac? Da. Ce ai aflat tu astăzi de aici, de la pompieri? Am aflat cum este în interiorul unei mașini de pompieri și ce sunt obiectele alea, deși nu prea am reținut. Se abadă oameni, mai tete în foc, stinde incendii. Aflat că sunt aici activități organizate și cu mare drag am sosit. Este a doua zi de școală, este o zi în care încă ne relaxăm și este o activitate binevenită pentru copii. La final, cei mici au fost puși la treabă. Din anul 2011, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a declarat fiecare zi de 13, care se suprapune cu ziua de marți, drept ziua informării preventive în România.